Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Florentina și astăzi v-am pregătit o rețetă de paste făinoase. Pene se numesc, cu mozzarella. Le-am pus pe bețe, le-am făcut special pentru copii. Mai sus aveți atașată și lista cu ingredientele de care aveți nevoie. Și pentru început fierbem pastele pentru 12 minute. Le luăm și le scurgem de apă, le dăm prin apă rece și le lăsăm să se răcească. Între timp tocăm măslinele, roșiile, cherry și pregătim ce avem nevoie. Tapetăm două tăvi cu hârtie de copt. Începem să adăugăm pastele pe bețe până le terminăm. După le chitim frumos în tăvi și începem să adăugăm ketchupul deasupra. Eu am folosit o pensulă. Încercăm să ungem uniform toate bețele cu paste și în cazul în care doriți să fie mai crocante, puteți să puneți mai puțin ketchup, cum am pus eu. Eu le-am făcut puțin mai crocante pentru copii, că așa le place. În cazul în care doriți să fie mai moi, puteți adăuga mai mult ketchup. După ce am terminat de adăugat ketchup-ul, începem să adăugăm roșiile și cu măslinele. Adăugăm mozzarella peste paste și introducem tăvile în cuptorul preîncălzit la 160 de grade. Lăsăm pentru 12-15 minute. Le scoatem din cuptor și le lăsăm să se răcească până în momentul servirii. Le puteți mânca atât calde cât și reci, sunt la fel de bune. Sper din suflet să încercați și să vă placă rețeta. Ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!